Vorbire directă și vorbire indirectă. Material pentru clasa a șasea. Citește cu atenție textele de mai jos și spune ce observi în privința lor. Haideți să citim împreună. Frumușel cățel aveți, zic eu cocoanii, după câteva momente de tăcere, dar rău. Aș, nu e rău, zice cocoana, până se învață cu omul, dar nu știți ce cuminte și fidel este și deștept. Ei bine, e ca un om, frate, doar că nu vorbește. Apoi către Paner cu multă dragoste. Unde-i Bubico? Nu e Bubico. Fragment din schița Bubico de Ion Luca Caragiale. După câteva momente de tăcere, naratorul îi spune doamnei că are un cățel frumușel, dar rău. Aceasta îi răspunde că nu este rău, doar că trebuie să se învețe cu omul. Ea adaugă faptul că Bubico este cu minte, fidel și deștept ca un om, doar că nu vorbește. Apoi doamna se îndreaptă spre Paner și îl strigă pe Bubico cu multă dragoste. Îți las timp de gândire pentru a observa cele două texte. Ei bine, permitem să te ajut dacă este nevoie. Observăm că textele transmit același mesaj, doar că forma lor de organizare este diferită. Primul text, fragmentul din Bubico, este un text dialogat. Cuvintele personajelor sunt redate așa cum au fost puse. Iar al doilea text este un text narrativ, în care se povestește ce au discutat cele două personaje. Află acum ce sunt vorbirea directă și vorbirea indirectă. Vorbirea directă constă în reproducerea fără modificări a cuvintelor rostite de o persoană. Vorbirea directă este redată prin intermediul unui text dialogat, așa cum a fost în cazul fragmentului din Bubico de Ion Luca Caragiale. Am ajuns la timp. Este o replică a unei persoane, așadar aici vorbim despre vorbire directă. Vorbirea indirectă, pe partea cealaltă, constă în redarea ideii sau a informației, nu a replicii unei persoane, fiind eliminate mărcile subiectivității. Vorbirea indirectă este concepută sub forma unui text narrativ. Corespunzătoare replicii din stânga, am ajuns la timp, este fraza, el a spus că a ajuns la timp. Aici vorbim despre vorbirea indirectă. Descoperă cum se transformă vorbirea directă în vorbire indirectă. Pași de urmat pentru transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă. În primul rând, eliminarea liniei de dialog. Transformarea persoanelor întâi și a doua în persoana a treia. Și aici putem să vorbim despre verbe, pronume, de persoanele întâi și a doua, care se transformă în verbe și pronume de persoana a treia. Eliminarea cuvintelor sau a structurilor care exprimă adresări, exclamații. Folosirea unor verbe care indică acțiunea de a spune, de a întreba, de a exclama și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, utilizarea după aceste verbe a unor cuvinte de legătură, cum ar fi că, să, ca să, dacă, unde sau care. Iată și un exemplu. Vorbire directă. Cristina, mergem în parc mâine? Desigur, Ioana, ne vedem în fața casei mele ca de obicei.
Voi fi acolo la timp. Vorbire indirectă. Ioana o întreabă pe Cristina dacă vor merge în parc a doua zi. Cristina îi confirmă, spunându-i că se vor vedea în fața casei sale, ca de obicei. Ioana îi zice că va fi acolo la timp. Remarcăm eliminarea liniuței de dialog. Persoanele întâi și a doua ale pronumelui sau ale verbului sunt transformate în persoana a treia. O întreabă, vor merge, confirmă, se vor vedea și așa mai departe. Sunt folosite verbe care indică acțiunea de a zice, de a întreba, întreabă, confirmă, spunând, zice și cuvinte de legătură, dacă sau că. Iar acum este timpul pentru o activitate practică. Este momentul să transformi și tu vorbirea directă în vorbire indirectă. Citește cu atenție cerința și rezolvă exercițiul.